Vă opresc ca să-i dau domnului Panaitescu microfonul timp de 2 minute, după care îmi spuneți dacă mai dorește cineva să vorbească, deoarece mi-am propus să închei la 18:30 această dezbatere și aș dori, presupun că după cât de mult și-au notat problemele pe care le-ați prezentat dumneavoastră, sigur vor avea la sfârșit ceva să ne spună. Domnul Panaitescu, vă rog. Vă mulțumesc tare mult și îmi cer scuze, dar am vrut să plec. Totuși, haideți să zic așa, un defect profesional. Sincer, m-am simțit aici ca la universitate, unde un profesor vorbește și ceilalți studenți ascultă. De data asta, studenții ați fost dumneavoastră cei din față, în care doar ați ascultat. Evident, nefiind niciunul candidat la primărie, era normal să nu aveți niciun fel de punct de vedere. Vreau să mai răspund vis-a-vis de colegul care spunea de serviciile medicale și cum ar putea fi promovată medicina în neamț și cunoscut. De 8 ani de zile organizez o conferință internațională care este cotată, cerută ca să fie cotată internațional, recunoscută la național, dar puțin recunoscută la nivel local. Deci există inițiative și pe plan local. Ca și discuție, ca și dezbatere așa văzută, sincer, am stat din respect pentru colegii mei și pentru singurul candidat la primărie, cu care, cu siguranță că aș avea multe întrebări să-i adresez și la care probabil că mi-aș dori și răspunsurile. Sincer vă spun, a fost o dezbatere interesantă din partea ONG-urilor, firească în vederea răspunsurilor din partea dumneavoastră și întrebarea de final este, domnule Popescu, cu cei de lângă dumneavoastră putem face o poză sau de ce au venit? A fost ca la moderare de TV. Da, dacă mai dorește cineva să mai... Domnul Lucian? Vă rog. Mă numesc Lucian Adrian, am o firmă, sunt administratorul firmei și vreau să întreb politicul, nu administrativul acestui oraș, cu ce ajută micro-întreprinzătorii sau cu ce a ajutat și cu ce va ajuta în continuare sau planul de a ridica micro-întreprinzătorii. Atât. Partea politică, mă refer, nu administrativă. Colegii din presă, dacă au întrebări, vă rog, mă scuzați. Numele meu este Ana Darie, sunt de la Asociația Cristiana și pentru că este prezent aici Partidul Național Liberal, sunt foarte curioasă pe ce criterii ați nominalizat cei candidați care vor fi... Nu suntem o urbe așa de mare, suntem un oraș mic. Și sunt 8 candidați. Nu s-au fost nominalizați. Cei care și-au dorit să candideze pentru a deveni candidatul partidului pentru alegerile la primărie de Târgu Neamț și-au exprimat opțiunea și sunt candidații noștri acum. Ați avut niște criterii după care i-ați... Sau cum? Niciun partid nu are candidat sau la asta. Ei sunt posibil care le-a. Deci din cei vom fi care, după un sondaj de opinie, vom stabili candidatul PNL pentru primăria Vedrean. Bun, colegii din presă, am să-i rog, domnul Vinca, nu? Domnul Robert? Da, eu aș avea o întrebare. Dați-mi microfon, vă rog. Eu totdeauna sunt acuzat că am o percepție greșită despre lucrurile care se întâmplă și am să vă spun percepția mea despre această seară și dumneavoastră să mă corectați dacă greșesc și nu mă adresez dumneavoastră ca persoane, ci ca politicieni și administrație publică. Am văzut un domn care a acuzat incompetența unor oameni care nu-și dau seama ce înseamnă să cheltuiască 40.000 acum ca să economisească 1,5 milioane. Am văzut o doamnă care la fel pune o problemă de prevenție și de rezolvare unor lucruri pe moment care aduce câștig pe viitor, o ecologizare pe moment care va aduce câștigul pe viitor. Am perceput corect că sunteți acuzați de incompetență? Nu cred că e vorba de incompetență aici. Deci ajungem la ceea ce spuneam și eu. Domnul de la turism, probleme financiare. Dacă nu are cu cine vorbi, să explice și să înțeleagă cineva. Mai mult, mai deci, chiar deci ajungem la probleme financiare. Ceea ce spuneam. Nu are o persoană, nu există un birou care să scrie turism. Atribuțiile revin City Managerului, care este... Bună întrebarea personificat. Nu e normal ca... Ca sistem. Nu, deci am înțeles. Deci toate se rezumă la urmă, oameni, nu au zis la spune probleme, se rezumă la tocmai, probleme financiare. Tocmai vă spuneam, domnul vă explica cum să
vină la dumneavoastră 1,5 milioane, nu cum să plece. Domnul de la turism vă explica cum să vină banii în Piatra Neamț, nu cum să plece. Nu cum să-i finanțați dumneavoastră ceva. Fiecare vă explicau cum să câștigați, nu cum să dați. Nu, deci ceva... Am înțeles eu greșit? Asta vă întreb. Nu, eu am înțeles că fiecare spune cum putem să câștigăm, dar după ce investim. Asta știe orice investitor. Dar problema este că trebuie să ai ce să investești. Eu am înțeles. Domeniile despre care discutăm stau în obligativitatea autorității locale să le acopere. Nu în obligativitatea ONG-urilor. Noi pe servicii sociale nu avem obligația să furnizăm servicii către cetățenii Piatra Neamțului. Dumneavoastră ca autoritate locală, dumneavoastră ca politicieni, aveți obligativitatea să construiți aceste servicii sociale. Noi suntem împotriva unor servicii sociale prin care se dau indemnizații. Noi dorim construirea unor servicii sociale prin care se oferă servicii care se acopere nevoia. Nu să se acorde sume de bani, pentru că controlul asupra sumelor de bani va fi întotdeauna ineficient. Domnul Apopei, vă rog, dacă o să răspundeți la final, vă lăsăm timp suficient. Bună seara, Marius Apopei, de la vicepreședinte la ProDemocrația. Pentru a dinamiza un pic zona de față de invitați, aș vrea să întreb pe domnișoara de la Tineretul Liberal, având în vedere că probabil intenționează pe viitor să fie un posibil candidat la o funcție electivă, cum vede sau dacă are o strategie referitoare la relația parteneriat primăriei sau autorități locale, ONG-uri sau partea de civică a localității? Da, în momentul de față, personal vă spun, nu mi-am depus candidatura la alegerile din 2016. Dacă doriți o părere personală legată de implicarea tinerilor în ONG-uri, mai degrabă pe asta vă pot răspunde. Dar între ONG-uri, administrație publică și tineret, din păcate nu vă pot da un răspuns. Tinerii în ziua de astăzi fug de politică, da, așa este. De ce fug ei de politică? Datorită lucrurilor pe care le vedem, sunt vizibile, certurilor care apar foarte des, atât în mass media, mă refer în ziare, televiziuni, dar asta nu înseamnă că nu putem să venim în favoarea lor, să-i ajutăm prin diverse proiecte. Avem la secretariatul partidului o serie de tineri care fac voluntariat și se implică atât în proiecte de ecologizare, chiar și cu domnul Pentili a fost anul trecut, nu știu dacă a plecat doamna, nu? Care era unul din nou. Și au ajutat atât primăria, chiar și domnul viceprimar și domnul primar Chitic a fost prezent. Nu știu la ce an mă vei referit, că ONG-urile sunt apolitice. Tinerii care fac politică sunt cei care nu sunt votanți. Sau, nu am înțeles foarte bine întrebarea dumneavoastră. Bun, și cum spuneți dumneavoastră, ca membru a unui partid, da? Ar fi interesant să vedem cum niște tineri care vor să se angajeze într-o activitate politică văd o relație cu partea civică sau cu societatea civilă dintr-o comunitate. Pe diferite aspecte, pe sănătate, pe educație, pe mediu, dar și din perspectiva asta, că dacă cineva, chiar și un tânăr, intră în zona politică, pe undeva se gândește că va ajunge și într-o funcție electivă cândva și va putea schimba anumite lucruri. Deci ca o viziune chiar de perspectivă mai îndelungată, pentru a încerca să vedem ce cadre se pregătesc în eșalonul 2-3 al unui partid. Am înțeles. Da, există. Partidul Național Liberal are comisii de specialitate pe toate domeniile, inclusiv agricultură, turism, economie, sănătate. Personal fac parte din Comisia de Sănătate, deoarece acolo consider că pot să am un aport mult mai bun. Avem tineri competenți, din păcate ei nu doresc în momentul de față să se expună prea mult,
Probabil și fricii, pentru că a zis și domnul că în momentul de față cei care au o afacere cât de mică ea sunt în vizorul ANAF-ului, sunt în vizorul mai multor instituții. Mai mult de atât, în afară de faptul că avem tineri competenți, probabil așteaptă, nu știu, o schimbare a societății politice. Probabil doresc altceva de la politică. Dar credeți-mă că sunt. Sunt și în orașul Piatra Neamț, sunt și în România. Cu siguranță și domnul care a spus problemele legate de turism. Deci, vedem, între noi sunt tineri care chiar doresc să facă ceva, dar din păcate nu au pârghiile necesare. Deci, dacă am înțeles bine, ați exprimat un lucru foarte... Dați-mi voie, dacă trebuie primar și viceprimar la Piatra PNL-ul. Nu puteți face nimic, evident. Probabil că când va fi primar PSD, atunci aveți încercat să faceți mult mai mult. Ați exprimat un cuvânt care spune foarte mult. Ați spus că tinerilor le e frică. Vă rog să-mi spuneți, dacă puteți. De ce le este frică? La concret, nu că au frică ANAF-ul care au afaceri. Pentru că eu pot să vă garantez că cei care au afaceri și sunt oameni corecți, și sunt oameni corecți, nu are de ce să le fie frică. Toți pot greși. Doamna Macoviciu, doriți să comentați? De ce le este frică? Pentru că eu văd. Nu vreți cu clasare? Dacă nu să-mi dați voi, eu văd în toată această discuție de astăzi, la care nu știe care am pierdut din timpul nostru, măcar să fie benefică. Și-ar dori să vă aud pe dumneavoastră ca tineră, de ce tineră este frică, cum îi motivați ca să vină într-un partid și să activeze politic într-un partid, că nu este suficient să aveți comisii pe diverse. Nu e. Și Senatul, și Parlamentul, toți au comisii. Și ce fac comisiile? De ce efectiv ce fac? Și aș mai vrea să înțeleagă toți cei de aici, că noi, aceste ONG-uri care am venit, venim aici cu o zi de muncă, venim și că vrem să facem ceva. Vreau să înțelegeți atât, dacă nu ați înțeles, că noi dorim să colaborăm cu politicul, cu societatea, cu instituțiile locale. Dacă vom colabora și vom fi înțeleși, sprijiniți, nu cerșim nimic, nici bani, nici nimic, dar cerem să se facă analize și acolo unde sunt ONG-uri care vin cu priorități, să fie analizate. Că nu sunt prioritățile, că unul vrea să-și pună trotuarul de acolo să-și facă o crâșmă, sau celălalt nu știu ce vrea, de exemplu, vă dau un exemplu la Părculețul dintre muzeul, dintre teatru și hotelul Ceatlău, dacă vă uitați, este ocupat de un chioșc acolo, care se zice că e un centru informare, niciodată, și am fost de foarte mult, nu este niciun centru de informare. S-au dat jos de pe scări niște chioșcuri care erau frumoase și s-au întâi jos de niște, nu știu ce sunt. Bun, haideți să ne oprim, e clar că în spate am propus să se termine la 6, la 18.30, scurt, domnul Savin. Un minut. Cred că aș vrea să închei totuși cu ceea ce am început. Avem probleme de democrație. O problemă mare și iertați-mă că vă spun. Se demonstrează în continuare că suntem un popor abuzat. Deocamdată deci suntem, noi cei de aici am abuzat pe săracii domni că n-au... Noi suntem... Lipsa de democrație în partidele politice, de exemplu, pentru dumneavoastră ar fi fost foarte avantajos dacă chiar domnul Rătan, dacă ar fi... Ca domnul și... Popescu decide, v-am explicat, așa este hotărârea lor, domnul Popescu decide dacă domnul Paul Rătan poate vorbi sau nu, nu eu decid. Eu sunt moderator. Fi... Deci este o greșeală în momentul în care s-a prezentat că vor veni reprezentanți viitorii candidați și li se vor pune întrebări, înseamnă că, nu știu, n-am înțeles foarte bine. Într-o țară liberă, consider, și aveți dreptate, domnul Samin, într-o țară liberă și democratică, orice cetățean are dreptul să vorbească. Nu pot eu să impun, sau dânsul, sau dumneavoastră... Dacă noi, ca societate civilă, am solicitat ca domnul Rătan să ne răspundă la anumite întrebări, nu se pune problema că eu nu i-ar da pe ei. Problema este în felul următor. Sunt 8 candidați. Dacă ar vorbi numai domnul Rutan acum,
Vă dați seama, ceilalți șapte sunt puși într-o situație... Dar ei s-au pus singuri în... Asta a fost înțelegerea. Deci nu trebuia să vină domnul Rătan. Domnul Rătan a venit, a fost asistent. Așa că am o întrebare. Care sunt motivele pentru care ceilalți candidați nu au putut veni, iar domnul Rătan a putut veni? Dumneavoastră, care reprezentați pe toți, probabil cunoașteți motivele pentru fiecare în parte. Și dacă vreți, nici aduceți în memorie, de sincer, vă spunem în afară de vreo 2-3, nici nu știu care sunt candidați, nici nu interesează atât de atât. Așa? Dar eventual poate vi spuneți care sunt motivele pentru fiecare parte. Și începeți, de exemplu, cu domnul primar. Vă spun care este motivul principal. Motivul este de a... S-a demarat un sondaj de opinie pentru a stabili candidatul PNR-ului pentru a candida la primăria Piatra Neamț. Și opinia asta e un sondaj sau acum se dă o sondaj paralel? S-a demarat sondaj. După simțul artistic, da. Prezența candidatului. Nu, vă rog, deci, țin foarte mult să faceți parte din echipa pe care mă strădui din greu să organizez la nivelul societății civile și vreau să vă spun un lucru. Și eu voi încheia, voi lăsa pe dânsii să-și spună ultimul cuvânt și am să vă rog și pe dumneavoastră, cu domnul Rătan începând, și pe dumneavoastră să nu mai puneți întrebări, să putem finaliza. Deci, cea mai bună metodă de a dizolva un protocol între un număr de ONG-uri mic deocamdată, asta este, mă fac greu cunoscută, este acesta. Eu să vă invit pentru un scop și să ajungem la un alt scop, pentru că fiecare dintre îmi va spune la telefonul următor, știi, nu mai vin că nu am timp, că mă chem pentru ceva, organizez ceva și iese altceva. Deci înainte de a lua decizia de a nu veni la următoarea dezbatere pe care o voi organiza, o să vă rog să vă gândiți la acest, este simplu de dizolvat ceva. Și v-aș ruga să rămâneți uniți în forma aceasta și cu trei oameni de afaceri care n-au vorbit, așa cum ne-am obișnuit, pentru că ne știm dezbaterele de până acum. Eu vă mulțumesc, domnul Rătan, și încheie domnii că nu i-ați lăsat să vorbească, pentru că avem probleme prea multe. Mulțumesc. Am să mă ridic în picioare. Bună seara. Vreau să fac câteva precizări. Stimați prieteni, pentru că suntem între prieteni, suntem cetățenii orașului Piatra Neamț. Cred că discuția din seara asta a fost puțin viciată de modul în care a fost așezată sala. Să vă spun de ce. Am mai participat la o întâlnire cu o parte dintre dumneavoastră. A sta la o masă ovală sau rotundă, din start, presupune un parteneriat între politic și dumneavoastră. Înseamnă că am venit să vă ascultăm, nu să participăm la un dialog inchizitorial. Prezența noastră aici și a celor din administrație se datorează în principal faptului că tema propusă de Asociația Pâtca Doamnei a fost strict pe soluții administrative. Ceilalți șapte colegi ai mei nu sunt în seara asta aici, pentru că noi suntem într-o competiție internă și nu într-o competiție externă. Faptul că fiecare încearcă să-și definitiveze un program politic cu care se prezintă în fața partidului, nu în fața dumneavoastră, modul în care face acest lucru depinde de fiecare. Eu sunt în seara asta aici, nu să mă reprezint pe mine. Nu eu sunt candidatul Partidului Național Liberal pentru primăria Piatra Neamț. Eu sunt într-o competiție internă. Am venit în seara asta alături de dumneavoastră ca și continuitate la ceea ce am început cu dumneavoastră. Ceea ce s-a întâmplat în seara asta va continua și în zilele următoare și o parte dintre dumneavoastră ați fost contactați tocmai în acest sens. Eu personal, ca și candidat intern din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al primăriei Piatra Neamț, vreau în primul rând în acest moment să știu care sunt problemele reale, problemele care dor, problemele firești a fiecărui cetățean din Piatra Neamț, nu doar al penelistului, nu doar al PSD-istului, nu doar al oricărei alte organizații din Piatra Neamț, fie ea politică sau neguvernamentală. Pentru că discutăm despre administrație publică locală și nu despre politici aici.
Nu, aici discutăm despre, dacă îmi permiteți, ca organizator, despre ce am hotărât eu să discutăm. La sugestia colegilor din protocol, deja să ne revenim. Deci ar fi fost foarte bine pentru toți cei care participă la această, să spunem, acest concurs intern, da, pentru postul de primar, să audă ceea ce societatea civilă transmite. Era foarte bine. Iar eu, ca și reprezentant al unei asociații, mă simt foarte frustrat și chiar îmi arată că sunt probleme în democrație. Noi am semnalat lucrul ăsta. Nu e vorba de PNR aici. Toate partidele au o problemă. Problema de democrație se reflectă în societatea românească. Și asta am spus, că oamenii sunt abuzați. Sunt abuzați de partidele politice. Deci noi asistăm prin televiziuni, prin tot ceea ce se întâmplă, datorită lipsei de democrație internă din partidele politice, de un abuz asupra cetățenilor. Uitați, nu este numai în partidele politice, din toată societatea. Ceilalți candidați s-au prezentat o greșeală, este că nu ar fi trebuit să fi venit nimeni să se fie închis acest proiect, dacă s-a anunțat o temă, aia trebuie să rămână. Deci am fost invitat la un dialog. Da, așa este. Eu, în schimb, consider că domnii au notat sau au reținut, le dăm și filmarea, dacă îmi permiteți, domnule Rătan. Vreau să mulțumesc încă o dată colegilor din presă, eu i-am invitat pe toți, au venit cei trei colegi care, cele trei, patru și cu mine cinci organisme de presă, dumneavoastră aveți Facebook-uri, aveți... mă rog, site-urile organizațiilor dumneavoastră, important este ca lumea să vă audă dumneavoastră glasul. Dacă atât s-a putut și așa s-a răspuns, atunci cu asta ne mulțumim. Pentru mine este foarte important că și dânsii au văzut cum vorbiți și ce probleme reale puneți. Eu le-am reținut, le-am înregistrat, le pot enumera cu punct și virgulă. Deci nu cred că este o pierdere. Cred că este un câștig. Ne obișnuim și noi unii cu alții să comunicăm în timp scurt, 2 minute jumate, ca să poată vorbi și colegul. Deci, asta este punctul meu de vedere, că este o dezbatere care se finalizează cu un câștig și din partea noastră și din partea domniilor lor. Sunt convinsă că câteva probleme au rămas deja notate. Cât despre să nu discutăm politici, îmi cer iertare, domnule, nu, Paul, politici discutăm, nu politică. O clipă. Politici. Deci, seara... Și dezbaterea din seara aceasta s-a transformat într-o relație directă cu reprezentanții administrației publice. Așa am înțeles. Da? Cu reprezentanții administrației publice locale. Din păcate. Nu, nu este din păcate. Pentru că voi am venit la o discuție cu viitorul primar. Dar știți cum este? Dacă dumneavoastră PNV-ul ne trimiteați acum 5 copii de grădiniță, vorbeam despre jucării. Domnule Panaitescu, uitați ce moderator suntem într-o competiție deci, cu siguranță internă. Discutam la fel de aplicat ca și acum și difuzam la fel de aplicat ca și până acum problemele societatea din oraș. Ne-a ampliat discursul conform ceea ce a trimis PNV. Corect. Dacă trimitea un candidat la primărie, m-a spus, eu veneam cu discursul meu ce veți face dacă. Din păcate sunteți singurul care a pot să-i adresez acest lucru. L-am recepționat. Doamna Măriuței, doriți să vorbiți? L-am recepționat, de aceea am venit în seara asta de față cu dumneavoastră. Suntem într-o competiție internă în care noi ne informăm astfel încât programul Partidului Național Liberal, cu datele furnizate de colegii noștri, cu determinarea noastră, a celor care vrem să schimbăm ceva și să aducem plus valoare în Piatra Neamț, cu ceea ce vine dinspre dumneavoastră, ca și posibile, nu doar probleme, că tot de la dumneavoastră vin și posibilele soluții. Asta este dialogul pe care îl încercăm. Să înțelegem că singurul candidat interesat în mod direct nu. De societatea civilă, nu. Pentru că ceilalți sunt interesați direct. Nu, nu. Eu sunt și copreședinte, eu sunt și copreședinte al organizației Piatra Neamț. Am vrut să aud în mod direct. Faptul că mi-ați adresat în mod direct întrebări și interpelare, v-am răspuns, deși stabilisem că nu este corect față de colegii mei. Era corect față de noi. Tocmai de aia v-am și răspuns. Din respect pentru dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumim foarte mult. Din punctul meu de vedere, cred că noi am încheiat. Eu mă bucur, ați văzut cum suntem, cum punem întrebările. Ne pare rău, mie personal îmi pare rău că nu am putut organiza
până acum astfel de dezbateri, pentru că vă este foarte clar, cred, cât de multe lucruri sunt de spus pe aceste domenii. Dacă doriți să comunicați, să promiteți, să sugerați? Cum? Nu, eu nu sunt candidat, de aia nici nu o să promit. Pentru că, și mai ales că știu care este situația administrației publice locale, nici pe atunci nu o să promit. Pot să promit că va fi deschis ușa la primărie pentru orice, oricare ONG, pentru discuții, pentru a găsi soluții la problemele care le au. Și la problemele financiare, pentru că, iar mă repet, problemele sunt în principal financiare pentru ONG-uri. Orice problemă putem să discutăm și să găsim soluții, nu 100% da, rezolvată problema, dar în... Știți cum, acestea nu sunt problemele ONG-ului, sunt problemele pe care fiecare ONG, pe domeniul de activitate, l-a cules din societate. Am înțeles că a fost neplăcut pentru domnul Rătan modul în care este organizată sala, pentru toate dezbaterile așa va fi, pentru că așa se organizează peste tot. Vedem la televizor, dacă nu suntem informați la nivel de Piatra Neamț, cum se face o dezbatere publică, un grup pune întrebări, celălalt răspunde, presa filmează, moderatorul că este modest dacă îi se permite, dacă nu repară lucrurile. Da, dacă vă uitați în jurul dumneavoastră, este foarte mult, și pentru că mi-ați adus aminte de la trecut, în calitate de președinte ați avut atunci timp să vorbiți și n-ați vorbit. Deci de aceea v-am neglijat. Din punctul meu de vedere s-a încheiat. Domnul Slătinanu, sigur doriți să încheiați dumneavoastră și nu eu. Mai urmează niște episoade, nu? Da. Nu știu asta, deci așa cum v-am anunțat și pe dânsii de față mai cu toată lumea. Ceva și dezbaterile solicitate sunt din mediul de afaceri și ONG de pe Roman cu parlamentarii PSD la care vă invit pe toată lumea, inclusiv colegii din presă. Și în mod special cu domnul Arsene și domnul Cosman Ciuc. Am primit telefoane, am rugat pe cei care îmi dau telefoane să posteze pe Facebook ca să nu mai fim speculați, sau mă rog, eu să nu mai fiu speculată că am diverse interese. Vă rog. Sper ca domnul Cosman Ciuc sau oricine alt parlamentar să nu vă trimită vreo șefă de cabinet, vreo femeie de servici sau cineva să-i adresăm întrebările și după aceea să le transmită în mod direct domnilor parlamentari. Am zis domnul Cosman Ciuc că e PNL, dar pot să spun și de cine vreți dumneavoastră, de la orice parte. Dar eu de obicei îl ironizez pe domnul Panaitescu în particular, dânsul o face public, îi mulțumesc. Mai aveți, vă rog, vă rog. Am înțeles că este prima întâlnire de acest gen la nivel de ONG-uri. Nu. Este, este prima întâlnire atât de numeroasă și la care am invitat exact, presa și la care am invitat 8 candidați. Deci 8 reprezentanții ai Partidului Național Liberal. În rest am mai făcut alt tip cu parlamentari de la mai multe partide. Sunt convins că tot ceea ce au spus reprezentanții ONG-urilor reprezintă doar vârful icebergului. Problemele lor sunt mai multe, cred că și mai complexe. Dar așa cum am fost salutați, domnule, ați stat și v-ați uitat la noi. Noi am fost profesori, voi ați fost studenții. E ok. E bine măcar ați fi dorit atât să răspundeți punctual la una din probleme? Nu. Nu era cazul de întrebări, pentru că v-am spus, simțeam da, că deci sunt multe probleme. Deci vorbind atât de mult cât ați fost protejați. Probleme, da, aveau probleme. Da, am înțeles. Nu, dar fiecare vrea să, dumneavoastră, limitați timpul. Și atunci fiecare vrea să-și expună problemele lor. Da, dar ăsta este scopul. Eu organizez aceste dezbateri de clar pentru societatea civilă în caz că... E bine și cred că ăsta este un pas, un prim pas înainte, chiar sănătos, spre discuții și, de genul, și întâlniri de genul ăsta. Întotdeauna. Asociația Nicu Agu s-a trezit pe un minut ca să încheiem, vă rog. Având în vedere că timpul este foarte limitat, s-a terminat de mult. Mulțumesc foarte mult, doamne Corina Mândru, pentru invitație. Mulțumesc și celor de la Partidul Național Liberal pentru că au luat parte la această adunare. Voi fi foarte scurt. Până acum au fost alături de noi în diferitele acțiuni pe care le-am organizat, cei de la Partidul Național Liberal, și era normal să fie așa, pentru că purtăm numele unui fost mare primar și liberal în același timp, care a fost primul președinte al Partidului Național Liberal 30 de ani. Întrebarea mea e următoarea. Partidul Național Liberal de astăzi este pregătit să dea un primar pe modelul lui Nicu Albu sau pe modelul lui Gheorghe Ștefan? Ce modele? Păi din atunci a
Partidul stabilește candidatul? Domnul Atu, vreți să spuneți ceva? Domnul Atu. Domnul Atu vrea să încheie totuși cineva trebuie. Două secunde. Ca să nu mă considerați aici numai de decor, să spun și eu două cuvinte. În calitatea mea de consilier local, la al patrulea mandat, cred că știu ce înseamnă și care este semnificația unei ONG și m-am ascultat cu multă plăcere. Eu cred că trebuie să plecăm acasă, chiar dacă acțiunea a fost ratată într-un fel, dar în alt fel n-a fost ratată. Pentru că pe jumătate dintre dumneavoastră nu vă cunosc, pe cealaltă parte vă cunosc. Și acum mi-am dat seama de forța dumneavoastră. Atunci, dacă o să acționați unitar, aveți forță și vocea noastră o să se audă și o serie de probleme o să se clarifice. Sigur că cred că această întâlnire, dacă se făcea cu scopul de a avea în față candidatul și nu presupuși candidați, după 15 noiembrie a fi valabil. Pentru că pe 15 noiembrie se va da publicității candidatul din cei 8. Că mai mult din 3 sferturi s-au înscris ca să se vadă frumos cum dă la ziar și așa mai departe. Cum spunea domnul Panaitescu, că doar 2-3 cunoaște. Restul nu-i cunoaște. Haideți să limităm un pic și să fac o precizare, domnul Atu, că nu este așa. Liderii dumneavoastră au dat public următoarea frază pe care noi o să o postăm mâine, că o avem în emisiune. Și mă văd obligată să fac acest lucru. Cei 8 candidați se vor califica în ordinea sondajului care va fi în societatea civilă și va fi echipa PNL-ului. Cred că anunțul meu a fost greșit, eu am greșit, da. Pentru că noi am chemat viitoarea echipă care se va prezenta oricum PNL-ul. Atunci e bine. Deci motivul dumneavoastră nu este... Nu sunt aici. Da. Eu ce vreau să vă spun? Că până la urmă esența acestei întâlniri sunt banii. Să putem să ajutăm cu banii. Eu sunt cel care atunci când o să bateți la partea mea, știți unde lucrez, da? Vă rog, doamna Demeter, că... Am înțeles. Eu înțeles. Colegii din presă, dacă vor să renunțe la urmași, să se oprească, vă rog. O secundă. Doamna Demeter, că Asociația Cristiană... Apropo, deci e a doua oară când concluzionați că noi avem nevoie de bani. Suntem ONG-uri, într-adevăr, nu suntem cei mai bogați, într-adevăr, suntem... Să știi că societatea civilă nu are finanțări. Dar să știți că ne-am învățat și noi să gândim strategic, adică noi pe proiectele pe care noi aplicăm, deci aplicăm și luăm bani pe proiecte, colegii mei mă pot susține în acest demers că noi facem proiecte, că ni se taie, că ni le ciunțesc, că ni le fac bugetele praf, asta e partea a doua, dar de la clasa politică viitoare, cea care va urma, să zicem, din 2016 până în 2020 măcar, sperăm că acest plan de finanțări de care vorbeam mai înainte, avem nevoie de strategia orașului Piatra Neamț ca să știm ce din strategia orașului Piatra Neamț noi, ca ONG-uri, putem susține. Asta era problema. Și atunci, avem nevoie de bani, asta spunea și doamna Ropotică, noi ne facem rost de bani pe aceste strategii, dar să vedem cum și în ce parteneriat și în ce colaborare intrăm. Deci aici asta era situația. Probabil că potențialii candidați ar fi avut un punct de la noi, să zicem, în demersul lor, în acea campanie internă a dumneavoastră, în a-și face ei, probabil, reclamă în rândul dumneavoastră cu ce ne-ar fi susținut pe noi, ne-ar fi găsit punctele noastre de interes, că e ecologie, că e curățenie, că e violență domestică, că e problemă de servicii sociale, că e medicină, că e orice altceva, tot ceea ce noi susținem, educație, tineret, proiecte pentru copii, pentru femei. Asta propunem noi, dar toate fac parte din strategii la nivel național, regional, local, pe care noi, cei din societatea civilă, vrem să le știm, de la dumneavoastră, politicieni. Mulțumesc frumos! Strategia de dezvoltare a municipiului Piatra Neamț este elaborată pentru perioada 2014-2020, este pe site-ul primăriei, a fost în discuție publică, deci există, unde sunt principale capitole, inclusiv social. Deci o strategie există pe municipiului. Reprezentanții primăriei se justifică că au băgat pe site-ul primăriei pentru dezbatere publică. Vreau consider că această prezentare pe site-ul public al pe site-ul primăriei pentru dezbatere publică este o găseliță și vă spun foarte sincer. Da,
nu vă uitați așa la mine. Da, nu. Este că eu cred că cel mai bun mijloc de a face cunoscute proiectele dumneavoastră, strategiile și ceea ce supuneți dezbaterii publice, care înseamnă cetățenii orașului, indiferent că este societatea civilă sau ce culori politice au, nu este site-ul primăriei cea mai bună ăsta de expoziție. Cel mai bun ar fi, zic eu, să le publicizați pe televiziunile locale, și pe Facebook-ul, pentru că acum este un site, este foarte bine dotat la nivel de comunicare și nu pe site-ul primăriei. Știți că foarte mulți nu se duc să vadă nimic pe site-ul primăriei și când te duci, anumite hârtii nici nu sunt. Și asta vă spun eu în primă persoană.